Neuropsihiatria infantilă se ocupă cu diagnosticarea și tratarea bolilor sistemului nervos specifice copilului și adolescentului. Cele mai frecvente afecțiuni sunt tulburările de comportament, tulburările hiperkinetice, autismul infantil, dar și psihozele. Patologia pe care noi o tratăm este a copiilor până în 18 ani și uneori chiar și peste 18 ani dacă sunt elevi. Așa cum îi spune și numele, tratăm o patologie psihică și o patologie neurologică. De multe ori acestea sunt intricate, nu putem să le și separăm. Patologia neurologică pe care noi o tratăm în secție se referă la diagnosticarea și tratarea cazurilor de epilepsie, a deficitelor motorii, dar și cazuri de paralizie facială periferică. Pe lângă toate aceste tulburări, specialiștii au sesizat în ultima vreme o ușoară creștere a numărului de minori care suferă de depresie. Există și depresie la minori, numai că este total diferită de depresia cunoscută la adulți, se manifestă de multe ori mascat, sub alte forme, dar există de multe ori situații în care copilul este depresiv. Din păcate, condițiile din cadrul acestei secții nu sunt tocmai prietenoase, având în vedere că aici sunt tratați copiii. În ce privește locația secției noastre, nu putem spune că este una potrivită. Funcționăm în acest corp de clădire de foarte mult timp, dar de multe ori părinții sunt reticenți la a veni pe secția noastră datorită vecinătății cu alte secții de adulți. În planul de reabilitare a Spitalului Județean de Urgență este prevăzută mutarea acestei secții în cadrul blocului materno-infantil alături de pediatrie.